Bine, v-am regăsit la horoscopul zilei de vineri. După cum sper că ați observat, am început să public, încetul cu încetul, ce-i drept, cam câte unul pe zi, cred că asta o să fie viteza. Horoscopul lunii august, am început cu berbecul, voi continua cu o altă zodie, încă nu știu dacă taur sau pești, am să iau așa și de la început și de la sfârșit ca să nu supăr pe nimeni. Deci urmăriți acest canal de YouTube, abonați-vă în cazul în care n-ați făcut-o, dacă ați făcut-o vă mulțumesc, ați văzut, s-au adunat 42.000 de abonați, minunată cifră, aștept cu interes 50.000. Dacă sunteți noi pe aici și nu v-ați abonat, găsiți jos un buton pe care scrie subscribe, abonează-te sau orice altă variantă și alături găsiți un clopoțel, apăsând pe acel clopoțel veți fi notificați printr-un mic mesaj pe desktop sau pe telefon în momentul în care eu public un alt film. În fiecare zi public ceva nou, uneori și de două ori pe zi, de aceea stați pe aproape să vedeți despre ce este vorba. Nu voi vorbi neapărat despre aspectele acestei zile, am vorbit despre ele în horoscopul săptămânii, îl puteți găsi, încă este valabil și putem spune că se menține încă opoziția dintre Marte și Jupiter de ieri, e încă acolo pe rol. Mâine vom mai avea un aspect interesant, dar voi vorbi în horoscopul de weekend despre asta. Din acest moment puteți să căutați minutul și secunda de unde începe zodia voastră natală sau ascendentă și mergeți direct acolo pentru horoscopul zilei de vineri. Pentru berbeci, ziua vine cu niște propuneri interesante care merită luate în considerație, merită să le acordați atenție, să le puneți în aplicare. Poate sunt propuneri de natură profesională, să vă alăturați unui proiect, să începeți un nou job, poate vi se face o ofertă din punctul ăsta de vedere, sau poate e vorba de niște discuții foarte serioase cu persoana iubită, ori persoana oficială, jumătatea voastră oficială, partenerul de viață, ori cu o persoană cu care poate acum sunteți în tatonări și vedeți încotro duce această relație. Pare din ce în ce mai serioasă, discuțiile sunt foarte serioase, foarte mature, foarte responsabile, ca atare tot ceea ce voi promiteți într-un astfel de moment are mari șanse să se materializeze. Nu rămân vorbe în vânt, nu rămân promisiuni aruncate aiurea, ci chiar vă veți ține de ceea ce promiteți acum. Foarte posibil pentru unii, bineînțeles, să se nască la orizont o șansă sentimentală foarte interesantă, care inspiră încredere, inspiră stabilitate, seriozitate, exact acea relație pe care oricine o dorește să o aibă măcar o dată în viață și de unde să se nască ceva de viitor. Da, unii pot cunoaște acum sau dacă deja au pe cineva alături pot discuta acum despre un nivel următor în relația respectivă sau, cum spuneam, poate chiar apare cineva nou în peisaj care prin simpla sa apariție vă inspiră că merită să investiți. Din cu totul alt punct de vedere, e posibil să apară niște vești bune, menite să restabilească ordinea, claritatea, liniștea, lumina într-o anumită situație, foarte posibil de natură sentimentală. Acolo probabil era ceva în coadă de pește, așa, și probabil faptul că a mai rămas acolo doar Mercur, vă ajută acest Mercur să mai puneți un pic țara la cale. Transmiteți mesaje, vin mesaje, dar clarificatoare, lămuritoare, explicative. Probabil cineva drag nu a înțeles din partea voastră o anumită replică sau poate voi ați interpretat greșit la un moment dat un mesaj și acum e mare nevoie de discuții raționale, logice, cu cărțile pe masă ca să înțeleagă fiecare ce a vrut celălalt să spună. Pentru tauri, este o zi în care sunteți pregătiți să munciți pe două fronturi, cum s-ar spune, pentru că nu vă puteți hotărâ asupra uneia din cele două căi pe care le aveți la dispoziție. Unii poate au două joburi,
lucrează și colo și colo. Alții sunt implicați în două sarcini diferite de serviciu. Alții ocupă două poziții diferite la locul de muncă. Poate temporar, de exemplu, un coleg este plecat în concediu și țineți locul, dar trebuie să vă împărțiți în două direcții la fel de bine. Bun, n-o să puteți să le faceți pe toate la fel de bine, pentru că voi sunteți unul și ca atare o să fie complicat să vă concentrați eficient și în stânga și în dreapta. De aceea, foarte posibil să nu puteți simultan să faceți lucrul ăsta și trebuie să vă organizați voi în așa fel ziua, programul de lucru, să lucrați defalcat în prima parte a zilei într-una din pozițiile respective, în a doua parte a zilei în cealaltă, că simultan nu o să puteți ajunge la rezultatele dorite. Încercați să nu vă implicați în prea multe deodată, pentru că resursele voastre sunt aceleași, fie că aveți două treburi, trei treburi, șapte treburi, voi tot aceeași sunteți, tot aceeași energie aveți, tot aceleași număr de ore de lucru într-o zi le aveți. Voi trebuie să vă organizați, să vă împărțiți în așa fel încât nici să vă obosiți supraomenește, n-are rost, pentru că altfel s-ar putea să greșiți. Ori într-o parte, ori într-alta s-ar putea să greșiți. Nu o să puteți fi la fel de eficient și într-o activitate și în cealaltă. La fel se poate întâmpla și la serviciu versus familie. Nu puteți fi la fel de prezent în chestiunile de familie când aveți foarte mult la serviciu. Că vi se cere aceeași concentrare, aceeași atenție și voi sunteți un singur om. Pentru Gemeni este o zi de progres din multe puncte de vedere. O activitate la care vă aduceți contribuția, o afacere, un proiect de serviciu, o sarcină de serviciu, o relație, pare să evolueze foarte bine, pe de-o parte, pentru că investiți voi foarte multe resurse pozitive ale voastre, timp, energie, preocupare, concentrare, pasiune, plăcere în ceea ce faceți, dar aveți și norocul de a atrage alături de voi oameni care vă completează foarte bine. Din cooperare ies acum rezultate demne de toată lauda, aveți motive realmente să-i priviți pe ceilalți cu respect, cu admirație, cu recunoștință. Sunt oameni de la care aveți voi de învățat și voi aveți, bineînțeles, multe să le oferiți. Astfel când din această cooperare, punând fiecare la un loc energiile și resursele de top pe care le are fiecare, poate ieși un rezultat de toată frumusețea. Azi poate fi o zi realmente de succes, de realizare, o reușită, culegeți niște roade, puneți punct unei situații la care ați contribuit cu toții și dacă tot ați ajuns la final, pe semne că a venit și vremea unor recompenselor, hai să vedem ce a ieșit din toată povestea asta și să vă împărțiți cu toții de altfel răsplata, dar și a recunoștinței. E momentul în care și voi trebuie să transmiteți altora și alții vă vor transmite vouă vorbe bune, aprecieri, laude, elogii, omagii, pentru că ați lucrat cu toți, ați dat tot ce ați avut mai bun din voi ca să ajungeți aici. Nu zice nimeni că a fost ușor, a fost o construcție lentă, cine știe ce proiect de durat a fost acesta, dar acum se vede pentru ce ați lucrat. Bun, și când zic se vede, poate vorba și de o relație. Și acolo a fost o investiție din două direcții. Poate e vorba de o familie care s-a încheiat foarte bine. Poate e vorba de un produs la care ați muncit alături de cineva. Deci a fost o comuniune de energii. Fiecare a contribuit cu ce a știut să facă mai bine, iar acum se vede și, cine știe, poate e vorba și de o recompensă materială din toată povestea asta. Ori satisfacția muncii împlinite, wow, ce bun suntem, uite unde am ajuns, ori o satisfacție materială culegând niște roade efectiv din munca depusă. Pentru raci, racii sunt foarte, foarte implicați, foarte activi într-o situație care consumă un mare resurse de energie, poate chiar fizică din partea voastră. Munciți din greu, trageți la jug, cum s-ar spune. Aveți foarte multe de făcut sau vreți să faceți foarte multe în același timp, dar sunteți și foarte motivat, foarte determinat de ceea ce vreți să faceți. E pe placul vostru, vă place, vă pricepeți, vreți să ajungeți acolo. Ambiția voastră este pusă în joc pentru planul acesta și nimic altceva.
Dacă ar fi o chestiune care depinde doar de voi, va fi un succes de plin. Dar se pare că mai depindeți și de alții. E, și când intră alții în ecuație, nu prea aveți parte azi de oamenii cei mai potriviți pentru ceea ce v-ați propus. Repet, dacă ați fi doar voi, ați trage la căruța asta și ați ajunge cu brio la succesul visat. Dar având pe cineva alături, indiferent cine este, respectivul om se dovedește a fi nici pe departe aliat sau ajutor de nădejde, ci dimpotrivă inamic, adversar, vă pune bețe în roate, vă critică, vă comentează, tot felul de hopuri vin din partea acestui om, demonstrându-și de fapt caracterul dubios. Poate l-ați avut de multă vreme alături de voi, poate chiar ați colaborat foarte bine o vreme, era cel mai bun colaborator la serviciu sau partenerul de viață, deci cineva cu care voi ați vâslit o vreme în același ritm, părea să evolueze foarte bine situația respectivă, planul, proiectul, acțiunea, ce-o fi fost, dar acum omul să-și bagă coada și deloc cu intenții pozitive și s-ar putea să strice ceea ce faceți voi. Sau voi să plătiți oalele sparte de acesta. E păcat să faceți echipă cu un astfel de om când voi aveți doar interese bune, intenții bune, energii pozitive pe care le implicați în această activitate. Ori celălalt își bagă coada ori să vă creeze vouă un prejudiciu, ori să tragă totul pe turta lui și, bineînțeles, la urmă să-și aroge toate drepturile succesului. De aceea trebuie să fiți foarte atenți cu cine faceți echipă, cine vă poate vă și atrage, da? Poate are și rolul ăsta de a vă atrage în mrejele sale. Hai, fă! De fapt, voi munciți, voi trageți la căruța aia, dar, de fapt, la final, tot el va fi cel care va pune mâna pe succes. Am ajuns la lei care ar putea... Voi sunteți într-o situație în care aveți în față mai multe persoane și intuiția voastră, flerul vostru vă spune că persoana asta din fața voastră ar putea avea două fețe sau persoane, că ar putea fi mai mulți. Ceva pare în regulă, merită să investiți încredere, dar ceva acolo, o voce interioară vă spune să fiți foarte atenți. Dar s-ar putea să vă înșelați un pic asupra acestei intuiții, să zicem. Deși intuiția nu greșește, de foarte multe ori nu greșește și mai ales la voi nu greșește. Dar de data asta s-ar putea să fiți indus în eroare de niște aparente interese ale acestui om. Ori el dorește binele. Bun, poate nu dorește binele vostru, dar dorește binele. Într-un final el vrea să iasă ceva bun din toată colaborarea asta voastră. Aici probabil aveți voi dubii, nu cumva să tragă tot succesul pe turta lui la final, deși tot el pare să fie cel care dinamizează lucrurile, le stimulează, le activează. Sunteți și voi pe acolo, o parte din acest angrenaj, dar ceva vă sperie la ce ar putea ascunde acest om. Eu zic să aveți încredere totuși, să-i acordați o șansă acestui om. De fapt, s-ar putea voi să-i mai fi acordat niște șanse și cu alte ocazii a ratat. Ei, se pare că omul ăsta și-a învățat lecția data trecută, acu două dăți, acu trei dăți. A greșit o dată, a greșit de două ori. I-a mai venit mintea la cap și probabil voi i-ați atras atenție de fiecare dată că greșește. Ei, acum se pare că vrea, într-un fel, să vă recâștige încrederea, iubirea, atenția, orice, și vrea să facă bine ceea ce face. Dar voi, privind înapoi la erorile sale de odinioară, care v-au ridicat mari semne de întrebare, încercați un pic să-l testați. Ăsta e sentimentul. Îl testați, să vedeți ce hram poartă omul ăsta. E tot așa ca data trecută când a dat-o cu bâta în baltă? Sau între timp s-a schimbat? Se pare că s-a schimbat și merită să-i acordați încă o șansă, poate ultima, în care să demonstreze că intențiile sale sunt cât se poate de bune. Pentru fecioară, este o zi de mari ambiții pentru voi, vă puneți în joc atâta ambiție fantastică, nu uitați, a intrat Marte la voi în ogradă, asta e benefic, chiar o să-mi spună cineva că folosesc cuvântul ogradă, este cuvântul meu, scuzați-mă, asta e situația, nu-mi comentați cuvintele, oralitatea, știți bine ce înseamnă oralitate, înseamnă ticuri verbale, înseamnă repetabilitatea unor cuvinte. E absolut firesc atunci când vorbim direct, eu nu citesc nicăieri, n-am prompter, n-am nimic, deci vorbesc din propria mea interpretare
acum, direct, și ca atare e foarte firesc să am cuvinte repetate. Și o gradă este unul din cuvintele care mie îmi plac, nu mă deranjează cu nimic, nu e țărănism, nu e arhaism, nu e nimic, toată lumea are undeva o gradă și când mă refer la planetele în propria ogradă, înseamnă că sunt planetele în zodia voastră. Și voi aveți, voi fecioarele, aveți planete în propria ogradă. Repet, asta este, supărați-vă pe mine, dați-mi dislike-uri ce vreți, dar eu nu am să-mi schimb modul de a vorbi, doar pentru că cineva drăgălaș mi-a scris în comentarii. Scuzați paranteza. Bun, aveți ambiții enorme. Marte, din zodia voastră, nu din ograda voastră, vă îndeamnă să faceți ceva, dar probabil aveți atât de multe de făcut, încât nu știți către care să vă îndreptați. Îl aveți și pe Venus acolo, îl aveți și pe Marte acolo, deci deja aveți două motoare, aveți un avion cu două motoare voi acum la dispoziția voastră și pe care îl puteți folosi să duceți ceva nou într-o direcție foarte promițătoare, interesantă, dar vi se cere fantastică voință. Nu iese nimic ușor, nu iese nimic pe gratis, nu iese nimic fără efort, ci de voi depinde să puneți avionul ăsta, motoarele astea la treabă, într-un fel sau altul. O să vă deranjeze și cuvintele motoare? Asta este. Le repet și pe ele, așa este. Puneți-vă ambiția, voința, determinarea, hotărârea, tenacitatea, încăpățânarea. Da, poate pentru unii o să păreți încăpățânați, cu țineți pe voastră, fixist, maniac, obsedat de țelul ăla pe care îl vedeți la orizont și nu vă lăsați până când măcar nu-i dați drumul. Că nu o să-l ajungeți peste noapte, dar nu vă lăsați până nu-i dați drumul. Vreți musai astăzi să faceți ceva. E mai greu în cazul în care sunt multe variante la dispoziție. Aveți opțiuni, nu e o singură cale. E, aici va fi mai greu să cântăriți. Bun, pe care cale merg? Pe care traseu? Pe care... pe ce linie din câte vi se deschid în cale? De aceea voi sunteți încă... poate nu la faza de decizie, cât încă la cea de analiză și într-un final, după acest proces de gândire foarte atent, foarte detaliat, cum vă este zodia, veți pune la un moment dat degetul pe una din căile pe care le aveți la dispoziție și spune, uite, aici, pe aici e mai bine, aici o să-mi canalizez eu toată energia, asta o vreau musai, dar până vă hotărâți, sunteți destul de, nu schimbător, că sunteți foarte fix pe ideea dorită, dar nu știți care este cea mai simplă, cea mai sigură dintre căile pe care le aveți la dispoziție. Pentru balanță, iubirea este în centrul atenției, pentru că a venit un moment să luați niște decizii foarte serioase privind viața sentimentală. Nu uitați că s-a întors de curând Jupiter în Vărsător, înseamnă că mai are ceva de făcut. Destul a făcut din decembrie până în mai. Iată, de zilele trecute până la sfârșit de decembrie, încă mai are ceva de făcut alături de Saturn. Semn că voi, datorită acestor două planete, Jupiter și Saturn, două planete grele, simultan în zona iubirii pentru voi, vă vor cere maturitate, seriozitate, responsabilitate, asumarea deciziilor pe care urmează să le luați. Unii pot fi puși în fața alegerii între două persoane, două relații, două căi de mers în plan sentimental. Poate una proaspăt apărută, o aventură, o atracție, o nebunie și alta foarte serioasă, cine știe, poate chiar oficializată și de aici greutatea. Bun, și eu încotro merg. Nu înseamnă că toate balanțele sunt implicate în situații de trio, de exemplu, relații paralele, nu-i musai, dar poate fi vorba și de o alegere în actuala relație, în relația pe care o aveți în perol de ani de zile, de luni de zile și în care e nevoie de o decizie. O decizie prin care ori voi, ori persoana cealaltă trebuie să-și arate foarte clar intențiile. Aveți nevoie de o garanție și s-ar putea să vină o astfel de garanție de la persoana iubită, jumătatea voastră. Și garanție înseamnă angajament pentru voi, înseamnă promisiune, dar nu aruncată aiurea. Vreți ceva? De aia mă gândeam la o oficializare pentru relațiile pentru cei necăsătoriți. Vreți să vină cu o cerere în căsătorie, să vină cu o propunere concretă. Vreți ceva care să consolideze relația voastră.
Și vă ajută și Jupiter și Saturn din punctul ăsta de vedere. Unii, da, vor vorbi foarte serios de o viitoare căsătorie sau de mutare în doi sau de ceva în comun prin care să aveți o garanție că relația asta nu e o joacă, nu e o distracție, nu e o aventură. E ceva cât se poate de serios, prindeți rădăcini, vă implicați foarte serios și la urmă așteptați și roade. Iubirea pentru unele balanțe e treabă serioasă. Și ce discutați acum, ce schimb de idei, de planuri, de vise aveți acum, vă inspiră unul altuia maximă încredere, maturitate, seriozitate, respect reciproc. Pentru că ați depășit faza simplei îndrăgosteli, simplului joc al seducției, ci deja se vorbește de nivelul următor, care e pentru oameni mari. Pentru Scorpion, tot dragostea este în prim plan astăzi, dar pe voi vă așteaptă, din păcate, o mică supărare. O dezamăgire, un motiv care vă întristează un pic. Ați așteptat ceva de la o anumită persoană. Un telefon, o întâlnire, o promisiune, un angajament. Și se pare că persoana respectivă mai promenește, vă dă țeapă. Lucru care clar că vă generează o stare de nefericire. Sunteți de-a dreptul nefericiți și știți voi cum sunteți când sunteți nefericiți. Voi știți să întoarceți foaia la o adică, voi știți să deveniți răzbunători la o adică, voi deveniți ranchiunoși la o adică. E, deocamdată sunteți la faza de supărare, că vă cade cerul pe umeri într-un astfel de moment, când voi așteptați ceva colosal, când colo nu vine acel lucru colosal. Dar poate nu e totul pierdut. De aceea nu vă aruncați deja în planuri, în ticluirea unor planuri de răzbunare. Mai dați o șansă măcar să se explice persoana respectivă. Poate la originea acelei dezamăgiri este o situație pe care acum nu o vedeți, fiind atât de supărat, atât de dezamăgit, nici nu vreți să auziți. Voi știți cum sunteți, ori tot, ori nimic, pe principiu ultimativ, cum vreau eu și cam atât, ori. E, de fapt, s-ar putea să nu fie chiar ori în situația asta. Nu e faci cum vreau eu. Poate și celălalt are ceva de spus. Dați-i o șansă să se justifice. Dați-i o șansă să repare, să-și ceară scuze. Dacă nici asta nu știe să facă, atunci îi dați papucii și la revedere. Că e o mare dezamăgire acolo. Voi erați cu visele cât casa și când colo el vine cu, vă trântește o veste proastă și vă lasă la pământ. Da, pentru unii, Scorpion poate fi un moment de totală cădere în gol, așa la, din nou pe pământ, de la nivelul foarte înalt al iluziilor voastre. Ați sperat probabil prea mult. Pentru altă parte, poate fi vorba de o decepție sentimentală, de o despărțire, de o trădare, de un eșec, ce să mai vorbim, emoțional, dar poate fi și de natură psihică această cădere. N-are nicio treabă cu iubirea, dar tot la suflet se îndreaptă această săgeată. Primiți o lovitură sub centură din partea cuiva de unde nu vă așteptați. De acolo de unde voi așteptați împlinirea unui vis, în loc de vis vine eșecul, chiar și în afaceri, chiar și legat de bani, chiar și legat de prieteni, de oricine care nu vă oferă ceea ce vi s-a promis, visați, sperați și așa mai departe. Și săgetătorii sunt într-un moment de analiză a unei situații cel mai probabil de natură sentimentală, pentru că sunteți în așteptarea unui răspuns, a unei explicații, a unui feedback. Ceva s-a întâmplat, ceva de curând, care v-a lăsat pe voi așa cu ochii în soare. N-ați înțeles o anumită situație. Ce a vrut să spună? Ce a vrut să facă? De ce a făcut asta? Sunteți total întors pe dos legat de situația respectivă. Bun, poate fi vorba și de prieteni, nu musai de iubire, dar clar era ceva important pentru sufletul vostru, pentru liniștea voastră, mai bine zis. Și când colo, în loc de liniște, vine furtună, vine tristețe, vin lacrimi, vine dezamăgire și voi vreți această confruntare, poate. E efectul tardiv al situației de odinioară. Poate unii nici nu mai așteaptă. Deja
A trecut multă vreme de când s-a întâmplat evenimentul care v-a rănit atât de mult. Și s-ar putea astăzi să primiți un semn, o veste legată de situația aia de odinioară. Poate persoanei celeilalte i-a mai venit minte la cap și vine cu explicații, cu scuze, cu să dreagă busuiocul, să repare, să mai încerce odată, să vă recucerească. Acum rămâne de văzut dacă îi mai oferiți voi această șansă, pentru că totuși nu pare să vină chiar cu interese negative. Cumva se simte vinovat, cumva vine cu capul plecat. Vrea să facă ceva pentru a recupera totul, că își dă seama că a greșit pe undeva. Dar cel mai greu este să treacă peste decepția voastră, neîncrederea voastră. Vă e teamă să-i mai acordați o șansă. I-ați dat-o, cine știe de câte ori i-ați dat șanse acestei persoane și de fiecare dată a greșit. E, acum ce e de făcut? Îi mai dați odată șansa asta sau vă vedeți de drum? Totuși vă leagă, e o conexiune acolo foarte puternică și tocmai de asta vă e greu să terminați, să ieșiți din povestea asta când chiar și voi mai doriți încă măcar o discuție, dacă nu chiar reluarea relației respective. Capricornii sunt puși în fața unei alegeri, voi aveți de ales între două variante, într-un anumit plan al vieții, dar stați de ceva vreme să analizați. Și știți cum e vorba aia? Dacă stați prea mult pe gânduri, s-ar putea să ratați. Probabil ați amânat multă vreme răspunsul final la această poveste. Trebuia să dați un răspuns, un da sau un nu, dar mereu ați mai dus cu vorba, hai să mă mai gândesc, mai lasă-mă un pic. Și se pare că v-ați trezit cam târziu să dați răspunsul final. Oferta nu mai e valabilă. Să zicem, vroiați să vă cumpărați o mașină, da? Aveați mai multe variante la dispoziție. Și v-ați gândit. Și între timp s-a terminat oferta. Și când vă duceți acolo cu banii jos să cumpărați mașina, stai că e cu 10% mai scumpă. Pentru că ați stat prea mult pe gânduri înainte și a trecut momentul. Trenul prin gara aia a trecut, atunci era valabil. Acum o zi, două, șapte, nouă, nu contează cât de veche este situația, dar prea mult v-ați gândit. Și asta e valabil în orice alt plan al vieții, într-o relație. V-ați gândit prea mult, l-ați pierdut pe respectivul. Un job, v-ați gândit să fac, să nu fac, gata, s-a dus momentul. Deci e, nu știu, este o vorbă românească, alegi până culegi sau ceva de genul ăsta. Deci ce să mai alegi dacă tot stai, acum nu mai ai de unde alege. Probabil variantele pe care le aveți la dispoziție sunt ca la spartul târgului. Ce mai găsiți? Asta e atunci când ați fi putut alege, ați fi putut spune ceea ce e mai bun pentru voi. N-ați vrut, n-ați fost pregătit, nu știați, v-a fost teamă să alegeți A sau B și acum nu mai aveți nici pe A, nici pe B, aveți varianta C, dar nu vă place. Ce a rămas pe tarabă e de calitate inferioară, e ce n-au vrut alții și greu să acceptați o astfel de situație. Și normal, regretați, vă pare rău că n-ați fost mai pe fază la momentul respectiv și e cumva dureros, o considerați o pierdere, că ați ratat o șansă, dacă nu chiar mai multe. Am ajuns la vărsători care sunt foarte trași în toate direcțiile astăzi. Aveți foarte multe de făcut, atât de multe încât s-ar putea să vă risipiți energia pe tot felul de planuri, dar minore, neimportante. Telefoane non-stop, drumuri de colo-colo, vă întâlniți cu tot felul de oameni. E așa un sentiment că aveți o listă lungă de sarcini, dar pe lista asta nu sunt aspecte importante, ci nimicuri, fleacuri, mărunțișuri cotidiene pe care reușiți să le ștergeți foarte multe, tocmai pentru că sunt ușoare și probabil și de scurtă durată, ștergeți 100 din ele într-o singură zi. Dar la sfârșitul zilei, când vă întoarceți acasă și o să vă întrebe familia ce ați făcut, tocmai pentru că au fost multe și mărunte, voi nici nu aveți ce să spuneți. Nici nu știu ce am făcut. Fleacuri. M-am întâlnit cu ăla, am sunat la ăla, m-a sunat cu tare, atât de neimportante încât ziua trece așa fără ceva
interesant pentru voi. Poate, să zicem, în plan relațional să apară niște noutăți, să apară o persoană în preajma voastră care vă transmite o veste sau mai mult decât atât, să fie șansa ca această relație, probabil o persoană pe care o știți deja, această relație să renască. Poate nu v-ați mai văzut de mult, poate nu mai exista niciun contact cu persoana respectivă, poate e un prieten din copilărie. Deci era o relație care de ceva vreme nu mai exista nimic, nicio legătură. Nu știați nimic de persoana respectivă, nici nu v-ați mai gândit unul la altul, dar poate să apară din nou acest om în peisaj și vă face plăcere. E o revedere amuzantă, plăcută, cu glume, cu distracții, cu amintiri, cu cine știe. Sau poate chiar revenirea voastră într-un grup de persoane cu care nu ați mai luat legătura de mult. De exemplu, cu colegii din liceu. Poate ați terminat liceul acum 20 de ani, sau mă rog, nu neapărat 20, poate nu neapărat o revedere oficială, dar dă telefon un fost coleg de liceu, vezi că a venit cu tare din străinătate și vrea să ne vedem cu toții la o bere. Poate fi vorba și de așa ceva, de a revedea oameni pe care, cu care poate n-ați mai luat legătura de ani de zile, dacă nu chiar de când s-a terminat efectiv colaborarea voastră, adică de foarte multă vreme. Și am ajuns și la pești, care au un mare vis în gând, în minte, în suflet, dar deocamdată e la nivel de iluzie. Nu-l puteți voi materializa acest vis. Deocamdată voi stați și lăsați fantezia să zboare încotro dorește. Poate aveți ocazia să vorbiți. Aș vrea cu tare, mi-aș dori cu tare. Da, la capitolul fantezie verbalizată stați bine. E un atelier de imaginație acolo în care cineva vă trage de limbă ce ți-ai dori de fapt. Și spuneți, mi-aș dori aia, mi-aș dori aia. Dar nu aveți și instrumentele să puneți în aplicare aceste vise. Apare în calea voastră astăzi o persoană care a avut aceleași vise. Sau mă rog, un singur vis. Hai să spunem că e un singur vis. Cândva persoana asta a avut același vis și a ajuns acolo. A reușit, l-a atins, l-a concretizat, l-a ridicat, l-a clădit. Nu l-a primit pe gratis, nici vorba de așa ceva. A muncit pentru asta și iată, și-a dorit o casă, nu știu cum, o are. Și văzându-l pe acest om că s-a realizat, sau mai bine zis că i s-a realizat visul pe care l-aveți și voi, devine un fel de model de succes pentru voi. Și îl setați așa ca erou pentru voi. Dacă el a putut, pot și eu. Și poate vă împărtășește din experiența sa, cum a ajuns acolo, cum a ajuns să realizeze aceste vise. Parcă aveți ceva de învățat de la acest om. De-aia îl văd ca un exemplu, ca un model demn de urmat. Rețeta lui e de succes, merită să o ascultați, merită să-l trageți de limbă, să aflați, dar tu cum ai reușit, tu cum ai putut face asta, cum de ești atât de prosper, dar inspiră prosperitate, abundență, fericire, că are ce-și dorește și el are ce vă doriți și voi de fapt. Și de aia stați așa cu ochii la el, cu maximă admirație, cu respect, nu cu invidie, nici vorba de invidie, nu-l tratați că uite are și ăsta ce îmi doresc eu, nu, îl priviți cu realmente admirație și respect pentru felul cum s-a descurcat în viață și și-a atins acel vis care deocamdată pentru voi este la nivel de himeră, de cândva o să ajung și eu acolo, dar dacă el a reușit, ați putea face și voi același lucru. Asta este ziua de 30 iulie, ne vedem și la horoscopul de weekend de mâine și stați pe aproape să vedeți horoscoapele lunii august, unul câte unul de acum înainte. Numai bine vă doresc!